Vești bune pentru fostul șef al arbitrilor Vasile Avram și pentru omul de afaceri Sorin Țerbea. Cei doi au fost puși în libertate în această seară și în urmă cu puțin timp au părăsit centrul de detenție și arest preventiv al Poliției Capitalei. Avram și Țerbea au fost trimiși în judecată de procurorii DNA în urmă cu aproximativ o lună, acuzați de luare și respectiv dare de mită. Ce a însemnat această perioadă de detenție? Vă rog, dați-mi voie. Și că nu vreau să dau nicio declarație, da? E ceva de comentat? Părerea dumneavoastră personală. O să discutăm, dar nu acum. Prea dură această decizie de reținere. O prea dură această decizie de reținere. Vom vedea. Vom vedea toate la timpul lor. Vă rog. Unde e mașina? Bineînțeles. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, Sorin Țerbea ar fi oferit lui Vasile Avram 19.000 de euro pentru a delega la meciurile echipei FCM Târgu Mureș, arbitrii agreați de această echipă. Cei doi au interdicție de a părăsi localitățile de domiciliu și de a discuta cu ceilalți culpați din dosar. În plus, au obligația de a se prezenta periodic la secțiile de poliție de care aparțin.